Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1. Și era de la început ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, și viața s-a arătat și am văzut-o și mărturisim și vă vestim viața de veci, care era la Tatăl și s-a arătat nouă, ce am văzut și am auzit vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi. Iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și acestea noi vi le scriem ca bucuria noastră să fie deplină, și aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El și vă vestim, că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric nu este întru El. Dacă zicem că avem împărtășire cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu săvârșim adevărul. Iar dacă umblăm într-o lumină, precum El este în lumină, atunci avem împărtășire unul cu altul și sângele lui Iisus, Fiul lui, ne curățește pe noi de orice păcat. Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească pe noi de toată nedreptatea. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este întru noi. Capitolul 2. Copiii mei, acestea vi le scriu ca să nu păcătuiți, și dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci și pentru ale lumii întregi. Și întru aceasta știm că L-am cunoscut dacă păzim poruncile Lui. Cel ce zice L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzește, mincinos este și întru El adevărul nu se află. Iar cine păzește cuvântul Lui, întru acela cu adevărat dragostea Lui Dumnezeu este desăvârșită, prin aceasta cunoaștem că suntem întru El. Cine zice că petrece întru El, dator este precum acela a umblat și El așa să umble. Iubiților, nu vă scriu poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care o aveți de la început. Porunca cea veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Iarăși vă scriu poruncă nouă, ceea ce este adevărat întru El și întru voi, pentru că întunericul se duce și lumina cea adevărată începe să răsară. Cine zice că este în lumină și pe fratele său îl urăște, acela este în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și sminteală nu este în el, iar cel ce urăște pe fratele său este în întuneric și umblă în întuneric și nu știe încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui. Vă scriu vouă, copiilor, fiindcă iertate v-au fost păcatele pentru numele Lui. Vă scriu vouă, părinților, pentru că ați cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu vouă, tinerilor, fiindcă ați biruit pe Cel viclean. V-am scris copiilor pentru că ați cunoscut pe Tatăl, v-am scris părinților fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început, scris am vouă tinerilor căci sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne întru voi și ați biruit pe cel viclean. Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el, pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor, și trufia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face, voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copii, este ceasul de pe urmă și precum ați auzit că vine Anticrist, iar acum mulți anticriști s-au arătat, de aici cunoaștem noi că este ceasul de pe urmă. Dintre noi au ieșit, dar nu erau de ai noștri, căci de ar fi fost de ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci ca să se arate că nu sunt toți de-ai noștri, de aceea au ieșit. Iar voi, ungeri, aveți de la Cel Sfânt și știți toate. V-am scris vouă nu pentru că nu știți adevărul, ci pentru că îl știți și știți că nici o minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acesta este Anticristul, cel cine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Oricine tăgăduiește pe Fiul nu are nici pe Tatăl. Cine mărturisește pe Fiul are și pe Tatăl. Deci, ceea ce ați auzit de la început în voi să rămână, de va rămâne în voi, ceea ce ați auzit de la început veți rămâne și voi în Fiul și în Tatăl.
și aceasta este făgăduința pe care El ne-a făgăduit-o, viața veșnică, acestea v-am scris vouă despre cei ce vă amăgesc, că despre voi ungerea pe care ați luat-o de la El rămâne întru voi și n-aveți trebuință ca să vă învețe cineva, ci precum ungerea Lui vă învață despre toate și adevărat este și nu este minciună, rămâneți întru El așa cum v-a învățat. Și acum, copii, rămâneți întru El ca să aveți îndrăzneală când se va arăta și să nu ne rușinăm de El la venirea Lui. Dacă știți că este drept, cunoașteți că oricine face dreptate este născut din El. Capitolul 3. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne enumim fii al lui Dumnezeu și suntem, pentru aceea lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu L-a cunoscut nici pe El. Iubiților, acum suntem fii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum, știind că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea cum este. Și oricine și-a pus în El nădejdea, acesta se curățește pe sine, așa cum acela curat este. Oricine făptuiește, păcatul săvârșește, și nelegiuirea și păcatul este nelegiuirea. Și voi știți că El s-a arătat ca să ridice păcatele, și păcat în El nu este. Oricine rămâne întru El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copii, nimeni să nu vă amăgească. Cel ce săvârșește dreptatea este drept, precum acela drept este. Cine săvârșește păcatul este de la diavolul, pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să strice lucrurile diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu săvârșește păcat, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în acesta și nu poate să păcătuiască, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta cunoaștem pe fiii lui Dumnezeu și pe fiii diavolului. Oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubește pe fratele său. Pentru că aceasta este vestea pe care ați auzit-o de la început, ca să ne iubim unul pe altul, nu precum Cain, care era de la cel viclean și a ucis pe fratele său, ci pentru care pricină l-a ucis, fiindcă faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau drepte. Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urește. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică, dăinuitoare în el. În aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul său pentru noi și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați. Iar cine are bogăția lumii acesteia și se uită la fratele său care este în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne acela în dragostea lui Dumnezeu? Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. În aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și în fața lui Dumnezeu vom afla odihnă inimii noastre, fiindcă dacă ne osândește inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și știe toate. Iubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, avem îndrăznire către Dumnezeu și orice cerem, primim de la El pentru că păzim poruncile Lui și cele plăcute înaintea Lui facem. Și aceasta este porunca Lui ca să credem într-un numele Lui Iisus Hristos, Fiul Său și să ne iubim unul pe altul precum ne-a dat poruncă. Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în El și prin aceasta cunoaștem că El rămâne în noi din Duhul pe care ni l-a dat. Capitolul 4. Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. În aceasta să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Voi, copii, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit pe acei proroci, căci mai mare este Cel ce e în voi decât Cel ce este în lume. Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea îi ascultă,
Noi suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ascultă de noi, cine nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi, din aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rădăcirii. Iubiților, să ne iubim unul pe altul precum, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Pentru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său, cel unul născut, l-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viață să avem. În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi și dragostea Lui în noi este desăvârșită. Din aceasta cunoaștem că rămânem în El și El întru noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Mântuitor al lumii. Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire și Cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. Întru aceasta a fost desăvârșită iubirea Lui față de noi, ca să avem îndrăznire în ziua judecății, fiindcă precum este acela, așa suntem și noi în lumea aceasta. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârșit în iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este, pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-L iubească. Și această poruncă avem de la El, cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Capitolul 5. Oricine crede că Iisus este Hristos, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel care a născut, iubește și pe Cel ce s-a născut din El. Întru aceasta cunoaștem că iubim pe Fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui, căci dragostea de Dumnezeu aceasta este să păzim poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și aceasta este biruința care a birui lumea, credința noastră. Cine este cel ce biruiește lumea dacă nu cel ce crede în Iisus, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este Cel care a venit prin apă și prin sânge, Iisus Hristos, nu numai prin apă, ci prin apă și prin sânge, și Duhul este Cel ce mărturisește că Duhul este adevărul, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh, și acești trei una sunt, și trei sunt care mărturisesc pe pământ, Duhul și apa și sângele, și acești trei mărturisesc la fel. Dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, că aceasta este mărturia lui Dumnezeu, că a mărturisit pentru Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în El însuși, cine nu crede în Dumnezeu l-a făcut mincinos, pentru că n-a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu pentru Fiul Său. Și aceasta este mărturia, că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel ce are pe Fiul are viața, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Acestea am scris vouă care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să știți că aveți viață veșnică. Și aceasta este încrederea pe care o avem către El, că dacă cerem ceva după voința Lui, El ne ascultă. Și dacă știm că El ne ascultă ceea ce îi cerem, știm să dobândim cererile pe care i le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind, păcat nu de moarte, să se roage și Dumnezeu va da viață acelui frate, anume celor ce nu păcătuiesc de moarte. Este și păcat de moarte, nu zic să se roage pentru acela. Orice nedreptate este păcat,
dar este și păcat care nu e de moarte. Știm că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește și cel ce s-a născut din Dumnezeu se păzește pe sine și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și lumea întreagă zace sub puterea celui rău. Știm iarăși că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat nouă pricepere ca să cunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat și noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică într-un Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu și viața de veci. Fiilor, păziți-vă de idoli.